O pădure tropicală este un loc sălbatic plin de minuni și de mister. În fiecare an, noi specii de floră și faună sunt înregistrate de către biologii curajoși care se aventurează în tufișuri. Antropologii își petrec viețile învățând mai multe despre oamenii singuratici din adâncurile sale. Pe măsură ce trece timpul, oamenii de știință cartografiază încet încet misterele junglei. Este nevoie de muncă grea, dar cercetătorii continuă să dezvolte metode mai bune de observare. La rândul lor, ei rezolvă mistere confuze despre lumea umedă de sub coronament. Dar chiar și cu tot ceea ce știm astăzi despre ecosistemele pădurii tropicale, există încă multe alte necunoscute. În aceste cazuri, oamenii de știință au petrecut ore nenumărate încercând să răspundă la unele dintre cele mai mari și mai confuze întrebări ale pădurii tropicale. În unele cazuri, o descoperire ar putea fi chiar după colț, în altele s-ar putea să nu știm niciodată adevărul. Dar în toate putem fi siguri că misterul în sine este atât de fascinant cât și nebunitor. Așadar, iată câteva noi descoperiri terifiante din pădurea amazoniană. Viața poporului Piripcura și a altor triburi izolate. În adâncul pădurii amazoniene există triburi care nu au decât foarte puțin sau deloc contact cu lumea exterioară. Cei mai mulți sunt conștienți de viața modernă într-o oarecare măsură. Din nefericire, mulți dintre ei sunt afectați negativ de practicile ilegale de exploatare forestieră și minieră, dar antropologii încă nu știu prea multe despre modul lor de viață. Foarte departe, adânc în junglă, aceste triburi sunt extrem de izolate. Unul dintre cele mai îndepărtate grupuri este Piripcura. Comunitatea lor, situată departe în sălbăticia vestică a Braziliei, număra doar 20 de membri în trecutul recent, nici măcar vecinii lor nu știu prea multe despre ei. Tribul Gaviao din apropiere îi cunoaște ca fiind oamenii fluturelui, datorită stilului lor de viață nomadic. Abia în 1998, oficialii brazilieni au aflat pentru prima dată despre greutățile lor. În acel an, doi bărbați piripcura au părăsit pădurea pentru a fi spitalizați pentru o boală. În timpul șederii, aceștia le-au povestit medicilor cum o bandă ostilă de invadatori i-a masacrat pe majoritatea camarazilor lor. Alarmat de numărul mic al grupului, un judecător brazilian a luat în cele din urmă măsuri în 2021. El a ordonat agenției indigene a țării FUNAI să pună deoparte 240.000 de hectare de pământ pentru pirip cura. Speranța este că tribul va avea suficient spațiu pentru a prospera departe de viața modernă. Cu toate acestea, îngrijorările abundă. Tăierile ilegale de păduri continuă să se apropie tot mai mult de oameni. Defrișările au adus violență, boală și moarte membrilor tribului. În fiecare an, modul lor de viață devine tot mai amenințat, izolarea lor este amenințată de invadarea industriei ilegale. La rândul lor, antropologii sunt îngrijorați că nu vor înțelege niciodată cum trăiesc cu adevărat cei din tribul Piripcura. Perspectiva uneia dintre cele mai unice și mai izolate culturi din lume ar putea fi curând pierdută pentru totdeauna. Picturile rupestre cu animale străvechi. America de Sud a fost ultimul continent colonizat de oameni. Modelele de migrație sugerează că omul timpuriu s-a mutat în zonă chiar la sfârșitul ultimei ere glaciare, în urmă cu aproximativ 12.000 de ani. Timp de decenii, cercetătorii au încercat să adune la oaltă cunoștințe despre acele comunități timpurii. Biodiversitatea incredibilă a Amazonului și ecosistemul său udat de ploi a făcut ca puzzle-ul să fie și mai dificil. În prezent, oamenii de știință încă nu știu prea multe despre cum era civilizația timpurie în adâncul junglei. Acest lucru a început să se schimbe în 2017. În acel an, arheologii au excavat o porțiune de 12,9 km de desene rupestre în adâncul junglei columbiene. Se crede că imaginile desenate de mână datează din cele mai vechi timpuri cunoscute ale omului în pădurea tropicală. Desenele înfățișează animale precum mastodonți și leneși uriași. De asemenea, ele prezintă imagini ale modului în care a trăit omul timpuriu în zonă. Biologii sunt interesați în special de reprezentarea speciilor acum dispărute. Pe măsură ce analizează minuțios fiecare pictură rupestră, ei speră să afle mai multe despre biodiversitatea timpurie din pădurea tropicală. Picturile oferă o privire vie și interesantă asupra vieții acestor comunități a declarat arheologul Mark Robinson. Este incredibil pentru noi astăzi să ne gândim că au trăit printre și au vânat ierbivore uriașe, unele dintre ele fiind de mărimea unei mașini mici. Misterul Mapinguari Unele triburi amazoniene jură despre existența mapinguarilor. În timp ce biologii din fauna sălbatică sunt sceptici, se presupune că acest leneș uriaș trăiește în adâncul junglei. Timp de secole, Mapinguari a fost o parte esențială a vechilor povești transmise între triburi. Folclorul din aceste comunități susține că bestia are o înălțime de peste 2 metri, părul împleticit și un miros îngrozitor. De-a lungul anilor, oamenii din adâncul Amazonului susțin că au văzut-o în persoană, pentru unii bestia are un singur ochi, alții afirmă că are o gură deschisă și răgnită în mijlocul stomacului. Miturile locale susțin că Mapinguari este cel mai agresiv cu oamenii care maltratează mediul înconjurător din junglele dese și luxuriante. Din păcate, oamenii de știință nu au reușit să găsească dovezi că această creatură gigantică asemănătoare Leneșului există cu adevărat și nu este din lipsă de încercări. Biologii au petrecut mult timp căutând oase și excremente prin zone îndepărtate ale pădurii tropicale. Neavând la îndemână nicio dovadă concretă, ei cred că se poate întâmpla altceva. Un ornitolog crede că miticul Mapinguari este produsul unor legende locale de lungă durată. Este destul de clar pentru mine că legenda Mapinguari se bazează pe contactul oamenilor cu ultimii leneși de pământ, a declarat omul de știință David Oran în 2007. Știm că speciile dispărute pot supraviețui ca legende timp de sute de ani, dar dovezile antice l-ar putea confirma arheologii au găsit fosilele unui leneș uriaș cunoscut sub numele de Megaterium în Amazon. Acest animal a dispărut de la sfârșitul ultimei ere glaciare, dar este posibil ca poveștile despre existența fiarei să fi fost transmise de-a lungul a mii de ani. Acum localnicii cunosc poveștile și cred că leneșul este încă acolo. Cercetătorii nu știu cu siguranță însă unii încă mai cred că ar putea exista un leneș uriaș nedescoperit care să hoinărească într-o pădure tropicală îndepărtată. Balena cu cocoașă moartă de pe râul Amazon Balenele cu cocoașă migrează mii de kilometri în timpul vieții lor. Una dintre cele mai mari călătoriale lor are loc vara, când înnoată din emisfera nordică spre sud, spre oceanele Antarcticii. Așa că oamenii de știință au fost șocați în februarie 2019, când o balenă cu cocoașă în vârstă de un an a fost găsită moartă pe malul unei insule din Amazon. Localnicii au găsit puiul de balenă pe malul insulei Maraio. Aceasta zăcea pe țărm în amonte de deschiderea râului în Oceanul Atlantic. Descoperirea balenei a fost bizară din mai multe motive. În primul rând, momentul în care a murit era greșit. Balenele cu cocoașă se bucură adesea de apele calde ale bazinului Amazonului la începutul iernii. Până în februarie, ele au dispărut de mult din zonă. În plus, faptul că balena a fost găsită mai în amonte în apă dulce i-a derutat pe biologi. De asemenea, animalul nu avea rând vizibile. Astfel, braconajul și vânătoarea de balene au fost excluse. Totuși, misterul a persistat. Momentul morții nu se potrivea cu modelele de migrație cunoscute. În cele din urmă, cercetătorii au ajuns să creadă că puiul de balenă a fost pierdut într-o confuzie tristă. O teorie susține că mamiferul a fost separat de mama sa în timpul unei migrații anterioare. Mic, slab și singur, Curenții puternici din afara sezonului l-au împins în estuar. Odată a ajuns acolo, biologii cred că a rămas încurcat într-o mlaștină de mangrove, a fost prea slab pentru a se elibera și a murit în cele din urmă în mediul de apă dulce. Oamenii de știință se întreabă de asemenea dacă nu cumva a ingerat deșeuri de plastic în apropierea țărmului, grăbindu-i astfel moartea. Oricare ar fi cazul a fost ceva nemai auzit ca localnicii să vadă o balenă atât de departe în susul râului. Și deși cercetătorii cred că teoriile lor pot fi un scenariu probabil, încă nu sunt cu adevărat siguri de ceea ce s-a întâmplat. Concluzie. Astfel, pădurea tropicală amazoniană rămâne un mister enigmatic și plin de surprize unde noi specii sunt descoperite anual, iar triburile izolate precum Piripcura își continuă viața în umbra exploatărilor ilegale. Descoperirile arheologice, cum ar fi picturile rupestre cu animale străvechi, aduc la lumină detalii despre viața de acum mii de ani, în timp ce miturile persistente despre creaturi precum mapinguarii ne amintesc de legendele care traversează generațiile mistere precum balena cu cocoașă găsită moartă pe un mal al Amazonului subliniază complexitatea acestui ecosistem vast și încă neînțeles complet. Fiecare revelație sau enigmă nouă întărește fascinația și respectul pentru această lume naturală extraordinară, dar și necesitatea protejării ei împotriva pericolelor moderne.